Pur și simplu tineri. Inaugurăm astăzi o rubrică permanentă care sperăm să vă trezească interesul. Palatul Copiilor se prezintă. După cum majoritatea dintre voi știți, la Palatul Copiilor vin aproximativ 2000 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani la diferite activități în funcție de aptitudini. Astăzi vă prezentăm un cerc foarte solicitat atât de elevi cât și de părinți. Cercul de balet condus de doamna profesoară Laura Dicu Petroschi. Amănunte în materialul următor. Și să mă recreez. Acest cerc pentru a învăța să dansez și a mă recrea. Și ai participat la un concurs până acum? Da, la unul singur. Poți să ne spui ce premii ai luat? Am luat premiul 2. Și de câți ani am vin la acest cerc? Vin de jumătate de an. De 14 ani conduc cercul de balet la Palatul Copiilor. În ce constă activitatea dumneavoastră? Învăț primii pași de balet, inițiere, avansare și performanță în balet, dans modern și majoritatea genurilor de dans. Vine mai sus, Dilara, așa, coatele și mai distanță, suntem prea.
Cred că de unde observă pasiunea mea pentru a învăța pași, tainele dansului, balet, o diversificare, deci sunt în ton, în temă cu toate genurile de dans, voi face pentru viitor și dansul de societate. Deci îmi place diversificarea, nu-mi place monotonia. V-am spus și mă repet, fac dans, toate genurile de dans, mai puțin dansul popular. În 2006, în 2007, am fost cu copiii la concurs la Focșani, unde am obținut locul întâi pe anumite genuri de dans. Am fost la București cu trupa Casali de la Mihail Cogălnicianu, unde am obținut locul întâi. La ediția Millennium. Așa cum ați văzut în emisiunea noastră trecută, continuăm să vă prezentăm imagini din arhiva Pur și Simplu Tineri. În cadrul rubricii Iubită Dascăl, nu te vom uita, veți urmări un fragment dintr-un interviu cu domnul profesor Mihai Albotă. Video noastră emisiune pentru desfășurările tineri, Pur și Simplu Tineri. Emisiunea se difuzează lunar pe posturile TV locale. Domnule profesor Albotă, sunteți unul dintre cele mai vechi cadru didactic al învățământului tulcean. V-am rugat să ne relatați o întâmplare care v-a marcat viața la această activitate de învățământ. În primul rând, meseria mi-am ales-o eu. Am văzut de mic că pot să fac ceva pentru educarea tinerilor, pentru formarea acestora și de aceea încă din liceu m-am gândit să mă fac profesor de matematică. Și mai mult aș putea să vă spun din satisfacțiile unui conducător de școală care 40 de ani și-a închinat viața organizării învățământului din acest județ al țării. A venit aici din Nordul Moldovei. Nu cunoșteam nimic. Dacă aveam bani la mine, cu primul tren mă întorceam înapoi acasă. Dar am plecat pe necunoscut, pentru că am vrut să înfrunt viața așa cum este, fără a avea proptele sau sfaturi de la alții că așa trebuie să faci. Și m-am descurcat. Prima întâmplare din viața unui inspector care, știu, rămâne de neșters, într-un control în 1959, în comuna Partizan, am trimis cu un coleg de meu inspector să vadă școala de vis-a-vis de la Elgane de Sus. Trece Dunărea, se întoarce peste jumătate de oră și spune domnul inspector de apă, nu am găsit școală. L-am trimis a doua oară să fac și nu există școală în sat. Ai întrebat pe cineva și n-am întrebat pe nimeni. Și atunci cum știi că nu există? L-am văzut-o. S-a așteptat ca școala să fie o clădire mare, știu, așa cum e obiceiul, frumoasă. Ori acolo școala era într-o clădire, tip graj, cu o singură încăpere și fără firmă. Așa am cunoscut învățământul din Delta,
și un învățător care pe vremea aia avea doar 7 clase. Din contra, m-am ambiționat și am reușit în ani de zile să formez foarte multe cadre didactice, mai ales din tineri veniți în alte județe ale țării, peste 1500 de cadre didactice calificate au plecat din județul Tulcea, veniți necalificați aici, o parte au rămas. Condițiile de astăzi sunt cu toate altele și mă bucur când văd în urma celor 40 de ani de muncă unde duci școli frumoase, cadre multe bine pregătite, rezultatele elevilor care sunt incomparabile cu cele de atunci. Bine v-am găsit la a doua ediție a revistei publicațiilor școlare. Sunt Gabriela Chirilă și Vasile Cârnan și vă vom prezenta în această emisiune revista colegiului Dobogean Spiru Haret și revista liceului teoretic Grigore Moisil. Această revistă a fost inițiată cu câțiva ani în urmă de poeta, profesoara și prozatoarea Nicoleta Voinescu. Din colectivul de redacție fac parte Edith Gheba, redactor șef, Elena Militaru, secretar de redacție, Cristina Ivanov și Radu Vlad, Vulcea, redactor. Cu toții sunt coordonați de profesor Victor Kraus. Există în această revistă câteva articole care merită a fi amintite. Liceenii pro și contra, în care sunt expuse opiniile elevilor privitor la reforma învățământului, dezbaterile, în urma dezbaterilor care au avut loc, au fost consemnate ideile prezente aici, câteva aspecte ale problematicii, conceptul de reforma învățământului, locul elevului în procesul de învățământ, resursele reformei și finalitățile reformei învățământului. Se va reveni cu o continuare a acestui articol și în numărul viitor. Avem foaie pentru minte, inimă și literatură, care prezintă creațiile literare ale elevilor. Este merit a fi citit articolul în care se reproduce basmul Fata din Grădina de Aur, după lucrarea lui Cara Costea, și care va reprezenta izvorul de inspirație în conceperea Luceafărului Eminescian. Citim pe Cioran, și care prezintă durerea în viziune cioraniană, și Secretele încrederii în tine însuți, care îi susține pe cei ce au nevoie de un sprijin moral. Revista Aspirații se află la numărul 34. Din colectivul de redacție amintim pe coordonator domnul profesor Ceta Cainic, directorul colegiului, apoi domnul redactor principal profesor Dumitru Stan, cât și redactorii elevi Cojocea Laurențiu, Șerban, Adela, Bucur Cristian, Constantinescu Alina, Luca George și alții. Sumarul acestei reviste ne propune lucruri destul de interesante. Acest sumar merită să cită pagina închinată creațiilor literare ale unor elevi precum Laurențiu Cojocea, Damian Anca, cât și domnișoara Tănase Mihaela din clasa 12-a H, care are o poezie foarte frumoasă, Ploaie în gândurile mele. De asemenea, merită citit și interviul cu domnul inginer Romulus Știucă, director al Institutului de Cercetare și Proiectare Delta Dunării. Se pare că fobia telenovelilor stil Mari Mara a ajuns și la redacția acestei reviste, căci citim în pagina 8-a o rubrică intitulată Iubiri, scrisă de către domnișoara Dumitru Victoria, clasa 12-a D. Ea este o posibilă candidată întru totul la scrierea unui nou scenariu pentru un episod din Mari Mari. Citim mai departe Igiena clasei, un reportaj tare slab, căci domnule redactor principal ar trebui să vă faceți mai curând o igienă în revista dumneavoastră. Recomandăm mai departe acestor două reviste ca să studieze mai bine sumarul, căci ele nu prezintă, după câte am observat între ele, un interes foarte mare. Pentru atenție! Și vă așteptăm la o nouă ediție, revista publicațiilor școlare. Am interesat pentru dumneavoastră, așa s-ar putea intitula materialul care urmează. Am testat cunoștințele despre chimie ale tulcenilor. Veți vedea ce a ieșit în minutele următoare și același material în varianta 1998. Aproape convinși că Tulcea se află în plină criză de sare. Este adevărat că nu am întrebat de sare, ci de clorură de sodiu, dar niciuna din persoanele care nu au știut, nu au avut curiozitatea să ne întrebe ce este. Atunci aș fi aflat că periculoasa clorură de sodiu nu este decât inofensiva sare de bucătărie. Nu vă spălați, aveți cumva clorură de sodiu? Clorură de sodiu? Nu, nu. Nu. Și primiți cumva în curând? Așteptăm să aducă patronul. De mult nu aveți?
Ați avut de curând? Mulțumesc. Turcenii consumă peste 2 grame de clorură de sodiu pe săptămână? Clorură de sodiu? Doar dacă n-au dero. Consumă peste 2 grame de clorură de sodiu pe săptămână? Nu știam, că n-am de unde să știu. Știam despre acest lucru, dar marea parte a apei știu că are destul de mult clor. Nu știam. Nu știu cât se pune în apa de la care se bea, numai pe potabil. Deci care credeți că este cauza? Ce cauza? Unii factori, poluarea, de exemplu, sau natural. La combinat acolo, sodă sau ce este, cea roșie, nu? Poluarea, sigur că da. Considerați că afectează organismul? Da, bineînțeles. Cantități mari, clorul devine nociv organismului și da. Normal. Credeți că se poate face ceva în acest sens? Păi, cine sunt în măsură, consider că ar putea să facă ceva. Noi suntem prea mici pentru ca să ne întrebați mai tot timpul. Eu știu... Raful de aluminiu? Clorul de sodiu. A, consumăm inhalând. Da, e normal. Eu sunt chimist. Mulțumesc. Clorul de sodiu. Sare, da? Știți că apa conține clorură de natriu? Da. Știi la chimie. Ce cantități consum pe zi? Nu știu. Este dăunătoare organismului? Nu. Și de unde poți să procuri clorură de natriu? La magazin. La ofertă, la kilogram. Nu știu. Lasă-mă că trebuie și tu ce de ce? Dar știi ce? Dar știți ce este clorură de natriu? Da. Știați că apa conține clorură de natriu? Da, știam. Și în ce cantități consumați pe zi? Apă? Clorură de natriu, în ce cantități consumați pe zi? Nu consumăm, că nu bem apă de la robinet și luăm apă plată de la izvor. Știți dacă este dăunătoare organismului? Păi cred că este. Și de unde poți să procuri clorură de natriu? De unde? Nu știu. Credeți că o găsesc la magazine din piață, de exemplu? Nu cred. Trebuie în magazine specializate? Probabil. Știați că apa conține clorură de natriu? Da. Consumați clorură de natriu? Câteodată, foarte rar, în general le cumpăr apă, dar când nu am la îndemână, folosesc categoric. În ce cantități consumați pe zi? Cantități pe zi? Sunt foarte rare zilele în care consum, dar consum, nu pot să aproximez în momentul de față. Este dăunătoare organismului? Da. Dacă o bei foarte des, da. De unde poți să găsesc clorură de natriu? Unde poți să găsesc clorură de natriu? Clorura de sodiu, din câte știu, este sarea, da? Da. Păi, locnele de sare de la Târgu Mureș, de la locnele mari, de la, nu? În speranța că nu v-ați plictisit, vă așteptăm și peste 2 săptămâni la o nouă emisiune Pur și Simplu Tine, realizată de Cercul de Reporteri TV al Palatului Copiilor Tulcea. Rămâneți cu noi că nu știți ce pierdeți!